Долой российским миротворцам! Свободу политзаключенным в России! Соблюдайте права человека! Suntem supărați că așa numiții pacificatori ruși abuzează adesea. Dacă nu îl împușcă ca pe pisari, îi rețin pe doi jurnaliști ieri. Două ceasuri i-au ținut, somându-i să șteargă înregistrările filmate în stânga Nistrului, ceea ce constituie o gravă încălcare a drepturilor omului. Bine, a intervenit Comisia Unificată de Control, Ministerul de Externe sau care acolo de intern, și e eliberat după două ceasuri. Dar asta e inadmisibil cum se comportă armata rusească ca pe teritoriul rusesc. Nu i-a chemat nimeni aici ca pacificatori. Dacă au venit, se poartă conform legilor internaționale și conform legilor moldovenești. Dacă nu, долой российским миротворцам! Армата руса касы! Кого мы идем к портку? Не сфукаем фără дрепторы, и в Молдова, и в Русия. Мы идем спротестуем и на амбасада Унгарии. Am ajuns și la ambasada Maghiariei. Respectați drepturile omului, libertate de exprimare! Permiteți dronelor să zboare! Respectați drepturile fundamentale, sunteți în buricul Europei, Ungaria! Lăsați dronele să zboare! Vor să afle adevărul! Ce-i cu articolul X? Articolul 10, de la CEDO. Aha, cu libertatea cuvântului. Da, libertatea de exprimare. Respectați drepturile omului! Permiteți dronelor să zboare! Să afle adevărul ascuns după garduri! Respectați drepturile omului! Libertatea de exprimare! Ești adevărat activist în Hyde Park, a? Da. Vii tu odată la Chișinău și atunci două proteste într-o împușcătură. Da, corect. Ce înseamnă descurcăreț? Gratis faci protestul, nu-ți trebuie neapărat lozincă, trambon, boxă sau ce mai cred unii că-ți trebuie la protest. Protestul e gratis, se face foarte ușor.